Magistrații Tribunalului Iași au decis ieri prelungirea măsurii controlului judiciar în cazul președintelui suspendat al Consiliului Județean, Cristiana Domniței. Astfel, până la mijlocul lunii viitoare, acesta are interdicția de a reveni în cadrul instituției sau de a-și exercita funcția. Aceeași măsură s-a luat și în cazul inculpatelor Cristina Teodora Jinga, directorul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă din instituție, Carmen Irimescu, șeful Serviciului Proiecte și Parteneriate și omul de afaceri, Letiția Popa. Reamintim că a Domniței a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție la sfârșitul lunii mai. Președintele Consiliului Județean este acuzat de favorizarea făptuitorului și fals intelectual. Procurorii DNA spun că acesta ar fi încercat să mascheze un control de audit în urma căruia se descoperiseră o serie de nereguli financiare.